Care este un site
Până la final asta, încă și mai avem două versiuni candidate. O dată vedeți o temă mai serioasă, mai corporatistă și ceva mai îndreptată de utilizatorii finali. Încă dezbatem care e direcția în care ne îndreptăm. Și cam asta a fost, dacă vreți să mă întrebați ceva. Scopul care este o companie de awareness, să spunem? Da. De popularizare și a programelor cu licență liberă și a creaturilor artistice cu licență liberă. Deci, una este de două, se zic chestiunea cu mine. Una este cea mai promovează în sensul acestui. Alta este cum se face promovarea asta. De la fală de site, există, adică, există un alt forme, spre exemplu, anunțuri sau afișe sau... Adică, este o inițiativă care, în față, are, există o chestie pe Facebook, există intrarea de identica, de fapt, pentru că... Și, spre exemplu, dacă cineva vrea să contribuie, care să fie pași? Cineva cere cont, propozează oricum, cum se... Da. Cum, care ar fi ideea de, să spunem, enlargement a contribuitorii? Da. Să ai spus? Am înțeles. Și dacă vrei să contribui, ce vrei să trebuie să contribui? Adică eu am zis că o să trebuie focat în timpul meu, e super mișto, dar... Nu, nici care nici care nu vezi, nici care nu vezi, nici care nu vezi. Nu se vede, află și contribui. Avem aici un blog în care invităm oamenii să vină cu articole. Da, fiind... Da, dacă a pus și articole, dar... Exclusiv, am înțeles. Fiind... bază pe voluntariat, nu avem resursele pentru afișe sau ceva mai direct. Deci noi menținem la campanii social media. Bun, sunt de acord și la adică ce înseamnă că nu mi se pare de clar că atunci vreau să mă întreb, ok, spuneți despre programe libere, orice, oriunde, oricum, oricând, despre ce credințe, non-credințe, utilizatorului, chestia da, asta, e generalist. Am scăpat pe chestia asta, dar ideea cu care am pornit acum să ne adresăm oamenilor obișnuiți. Mhm. Mhm. Da, am înțeles. Vreau să fie activ pe Toria, ci care să fie de care de pe Viorea Grigeu. Da. Am avut unde, de exemplu, articol despre cum se fac chat-uri în Open Office. Ok. Am postat și unul cu ideea de grafică. De, ai, problema... Mi s-a ridicat de curând, aveam un... Un timp mi-a zis, m-am uitat și eu pe site, era prea la și eu sunt programator, mi-ar place să contribui, dar nu pot, pentru că nu sunt programator. Și mi-am dat seama că avem o problemă de percepție, lumea vede site-ul și așa că este puțin prea tehnic. Din cauza asta, eu susțin o design pentru direcția asta. Ok. Și... tot din ideea asta, ultimele mele articole și următoarele mele articole site nu vor fi articole, ci vor fi contribuții de pentru că vreau să mai cumpăr puțin nivelul, să fac și mai diferență. Vreau să... Partea de software, cu toții suntem familiarizați cred, cu ce înseamnă open source și cum se poate face art cu produs open source. Întrebarea mea este cum încercați să abordați oameni care deja creează, artiștii care deja își publică operele sunt niște licențe chise și cum le explicați ce presupun că vă sugerați da, asta este intenție și cum spuneam, eu chiar am reținut chestia asta, am publicat ultimul meu articol este de artă, următorul va fi o registrare video, următorul va fi altă producție de artă. Vreau să pun acolo artă ca să înțeleagă și alți oameni care creează artă, că este un loc unde aș putea pune și ei artă. Înțeleg. Eu o fi de dacă să cunosc un fotograf, un muzician, unde aș putea să îndrept, ce să citească de la de pe site-ul Filipe, ca să înțeleagă de ce ar fi ok să-și publice operele sub o licență liberă. Da, ai dreptate. Deci, vorbim de oameni care n-au cele scări cu software-ul, că mi-e un aparat fotografiat, și fac poză, pac, 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 pac.
Eu i-aș îndrepta la voi să explicați omului de ce e bine să-și plângi jurcă poza pe frică, să bifezi acolo Creative Commons. Da, e... Asta e bine. Nu interesează software. Are software, nu se poate când are software. Ia poza direct cu drag and drop din cameră, pe aia plângă striași că știți să facă poza fără niciun reduș, și o trage direct în fereastra la frică. Vreau să-l convinc, sau vreau să-l convinc despre ceva, că trebuie să bifeze căsuța cu Creative Commons. Asta, dacă s-ar face asta, după părerea mea, site-ul ăsta mai este exact ceea ce trebuie. Își atinge scopul, este exact ceea ce trebuie. Să ia cu tine. Te-ai interesat să scrii un articol pe tema asta? Nu se familiarizează cu ce înțelege sine. Adică, nu trebuie să... Deci, de exemplu, în care vreau să crești o fiere... Adică, ce și mai sau nu ce. Dar, pur și simplu, ți-ai explicat ideea de ce e bine ca... Bine, am venit să te-am întrebare și am putut să duci asta. La fel în comunitate. Mi s-ar părea idee foarte bună, un fel de, nu știu, idea box, să zice ce box, pentru că are și lucrurile asta, o văd de credere, de ce pe care are liceu, dar și toată asta ne rezultă de multe lucruri, cum am spus, și o vin că poate să fie chestie de licențiere, poate să te descrie cum fac bățica de acolo. Poate oamenii sunt interesați de a afla cum poți folosi free software pentru anumite task sau ce au întrebări de treaba asta și să vină cu idei despre ce le-ar plăcea lor să vadă informativ pe un asemenea site. Este ar fi foarte bun, nu știu, ce vrea să afle, un fel de suggestion box, ceva în sănătate, de spunțul despre el, care să spun, băi, eu nu prea am chemat exact prin ce, despre și nu mai clar cum a spus o video. Deci situația, dar spune mai mult și pe persoane care are awareness la tot, deci știe că așa ceva trebuie să apară acolo pentru cei care nu știu. Deci poate sunt oameni care nu știu, oameni care cu care fi la ceva. Așa, mi se pare că e mai mult timp să... Adică, mai trebuie cumva, nu știu, nu vor să se contribuie. Dacă există un cod care poate să scrie articole, să nu fie doar, este zis, bă, asta îți pare interesant. Poate să fie interesant doar pentru un subgrup de oameni. Dar când să vină o presiune din partea unei persoane, spune, băi, asta să fie o chestie utilă, trece acolo. Bine, nu știu să fie filtrată, dar... Adică asta, a fost contribuie, mi se pare că este bună, dar din experiența mea este idealistă. Dar măcar oamenii care au nevoie